Gedoia, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un nou episod de Astroneer! Pe barbă neagră, doamnelor și domnilor, System Era, cei care fac Astroneer, au venit cu un update foarte, foarte mare. Și în episodul ăsta o să-l studiem puțin. Deja sunt în meniu și nu am dat start din cauza că aici observ schimbări. În primul rând, văd că totul are mai mult contrast pe aici, deci văd că au schimbat oamenii chestii și la grafică. Sunetele s-au schimbat un picuț, merge mai fluid, iar în spate aici văd o nebuloasă de chestiuni interesante pe acolo, care înainte nu erau, și anume chestiile astea ce imită galaxiile. Sunt niște culori pe acolo care înainte nu erau. Haideți să începem o nouă hartă. O să-i dau launch. Azi dacă acum cine știe, poate merge și el mai bine ca înainte. Ok, putem să mișcăm camera. Uite, parcă se vede un pic altfel drăciuța asta. Cred că e mai colorată așa, înainte nu era atât de colorată. Ok, încă puțin lag aici. Imediat o să vă spun și ce au schimbat oamenii. Am aici lista cu de toate, deci o să trecem în vedere peste ea. Ce or e ăsta? New features added, press F1 to learn more. Deja ăsta este ceva nou! F1! Oh! Use fabricators to create platforms and modules. Ok, fabricatorii îți creează platforme și module. Așa, putem să punem acum... Deci, practic, acum avem o platformă mare pe care punem noi modulele. Și acum putem să le și mutăm de colo-colo, putem să le și rotim chiar. Once a platform is unpacked, ok, connected. Ok, putem să le conectăm. Wow, ok, to the power socket. To anchor it, ok, to move a platform again, disconnect, ok, deci trebuie să le conectăm la sursele de putere. Interesant, I like it. Next, power basics, au schimbat oamenii cum funcționează puterea în jocul ăsta, deci totul ce vedeți aici e schimbat. Connect power sockets to share power, ok, power sockets, trebuie să văd ce sunt astea, nu știu ce sunt astea. Cred că astea sunt, nu? Cred că acum așa se numesc. Uite cum arată chestiunea asta acum. Ok, cum să îmbunătățești modulul, performanța modulului? Prin adăugare de mai multe surse de putere. Ok? Prin extenderi putem să... Wow! Să direcționăm flow-ul puterii în baza noastră. Deja totul ce e aici e nou. Examine reveals more options to interact with objects like control panel. Ok? Ok! Deci cu control și click stânga putem să controlăm și să activăm panoul de control la mai multe obiecte. Ok, interesant. Și încă ceva, acum putem avea un mini printer la noi și încă ceva, știu de la vlogurile de la System Era că ei lucrează și poate pe viitor vom avea module din acestea, cum ar fi clădiri, în care putem să și intrăm, ce ar fi superb. Research objects to accumulate data, asta o știm, research chamber, pe asta o știam. Care-i treaba cu asta? De catalog, ok, avem și un catalog care avem acolo, ok, pe astea le știam, ok. F1, ce tare, E, use, dăm pe E. Say what? Dude, ce-a fost asta? Oh, wow! Ok. Asta este noua noastră bază. Ăsta ar trebui să fie habitatul nostru. Dude, uite-te, what the fuck, man? Ce s-a întâmplat adineauri cu toată animația aia? Holy shit! Miștoc! Examen! Cum e? E bine, mă întreabă Alin. Bă, e foarte miștoc! Examen, hai să examinăm, stai așa. Cum dăm să examinăm? Control și click. Ha! Wow, au schimbat un pic grafica, măi. Se aude acolo. Initialize cargo drop. Ok. Punem! Oh! The fuck happened? Dude, mi-a căzut ceva aici, uite ce avem aici, ce sunt astea? Shape terrain. Nu, pick-up. Pick-up! Și acum avem pe asta și putem să o rotim după Z. Și X. That's nice. That's very nice. Hai să o punem aici. Poc. Aca. Îi dăm E. Dude, nu. Stai. Yuhu! Cum îi dăm Use. Nu! Faci! Stai așa. Stai că vreau din nou. Da. Deci tot ce facem vine sub formă de dăstea. E. Trebuie să țină apăsat.
Tu ce cu animațiile astea că-s mișto? Oh my god! Ok, putem să luăm puterea? Wow! Uite cum arată, zici că e cablu SATA. Auzi sunete? Sunt alte sunete. Băi, v-am spus că e un update mare! Ioi, ce cablu! Wow! Ia că ăsta n-ajunge! Tiu, n-ajunge! Ha! Stai să mutăm mai aproape! Ca cu putem! Ia uite-o! Boing! Și luăm pe ăsta. Ha! Și acum se încarcă cu putere! Oh my god! Și totul, bă, parcă e un pic la grafică schimbat. Parcă e mult mai contrast. E mai mult contrast în puii mei. Parcă e mai schimbat la grafică. Eu așa să zic. Am un 60 constant. Cred că l-am blocat eu. Ia stai un pic să vedem. Uite! Ultra, high, ultra, anti-aliasing quality și am 60 constant. Diu, ce se întâmplă cu jocul ăsta? Vesting e on. Stai un pic să-i dăm pe off să vedem ce rezultate obținem. Cred că trebuie să restartez dacă îi dau pe off. Ah, ba nu, trebuie să-i dau... Ba nu, e pe... Ba nu, off și enter. Ok, și acum dacă ies... Nu, no, trebuie să-i dau... Cred că trebuie să dau un restart sau ceva. Holy shit, dude, arată mult mai miștoc. Ok, ce e asta? Treat platform. Place on platform. Ok. Place on platform. A, sunt două și cu astea construim lucrurile. Și l-am pus aici. Unpack. Ca să... What the fuck? Iar animația aia mișo. Ia. What? I love it. I love it. Mă oftică că nu pot să joc jocul ăsta. Uite-te, mă, grafica e altfel. Uitați-vă la astea. Deci, uitați-vă la țeava asta de aici de jos. Asta e altă grafică. Eu n-am avut grafica asta până acum. Mă oftică că nu pot să joc jocul ăsta cu salvare în continuu. Bă, ăsta e alt joc, pe cuvântul meu. Uite cum se văd lucrurile. Pentru că e tot timpul când vin cu un update nou, evident, strică lucrurile și tu trebuie să o iei de la capăt. Dar holy shit, dude, ce mișto arată totul. Și backpack-ul e schimbat. Ăsta albastru nu era înainte. Oh my god. Small fabricator și îmi trebuie compound. Ok. Nice. Uite cum s-aude ăsta. Ce tare! Ăsta ce e? Nu știu ce e, dar e mișto. S-a deschis ușa că am venit. O, e pe senzor. E. Și ăsta s-a schimbat un pic. Dude, și așa am intrat înăuntru. Uite-mă acolo prin geam. Ăla. Și țin apăsat. Oh my god. Rezin, da te rog. Facem un test. Să vedem care e jmenozala. Jmenozala. Nice. Hai să vedem ce descoperim acolo. Să vedem dacă ne ține oxigenul. Nu trebuie să vă mai zic că funcționează absolut perfect. Merge de n-ai văzut. Deci e totul absolut superb. Mă ține, mă, până aici un niște oxigen. Hai că mă ține, ăsta e collect compound, perfect, hai că cu ăsta pot să construiesc și eu ceva. Vai cât îmi place! Vai cât îmi place! E la jumate! Ok, ok, repede aici. Pa, ok, fugi! Run home! Go! Mamă, nu știu dacă mai ajung, nu știu dacă mai ajung acasă. Holy shit! Mamă, câte lucruri interesante! Ok, ok. Într-o secundă o să ne uităm să vedem ce au mai adăugat oamenii, pentru că nu să pot să fac toate lucrurile astea într-un singur episod. Gata, am sosit acasă. Stai să vedem ce putem să facem. Small generator? Nu, vreau small fabricator. Ok, hai să vedem care e treaba cu fabricatorul ăsta. Ăsta e tare, ăsta îmi place, ăsta e interesant. Woohoo! Small fabricator! Dude, ce face ăsta? Se face... What? Are și ăsta o putere? Băi, ce cu animațiile astea, că-mi plac! Ok, animațiile astea zbelea. Ia, ho, și când îl iau? Ciuuu! Vai, deci, wow! Rezin. Yep. Aaa, mă înțeleg. Și ce-a sărit rezina, ia! Dude, what the... Ok, hai să punem colea. Hai să luăm rezina. Așa zic eu. Și punem colea. Și acum ăsta poate să-mi construiască mie lucruri. Corect? Corect! Și acum dacă dăm control I, avem panoul de control al fabricatorului.
Avem rezin 2 din 1. Ce înseamnă asta? Shit, vinoga. Am prins-o din aer. Medium fabricator, 3 din 1 compound. Ok. Hai să punem și compound. Compound. Unde pun compound-ul? Eu nu știu unde să pun compound-ul. Stai un pic. Unde pun compound-ul? Ce? Backpack, nu. Stai un pic, că nu știu care-i treaba. Medium platform și medium fabricator. Păi ăsta-l vreau. A, doar dau click. Ia compound-ul și fac fabricatorul. Yes, please. Q. Păi apăs pe Q, mă, dar nu merge. Ia stai. Hai! Merge. Pe ăsta vreau, family pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta. Why doesn't work? Why doesn't it work? Q. Ok, aici e ceva, stai un pic. Și aici sunt. Ia ca... Dude, come on, man. Ia-l aici. Pac! Bum! Ah, că n-are putere! Da, mă, Mihai, că n-are putere! Normal! Stai că, dacă e așa, îl punem aici. Îl întorc invers. Și îl punem așa, poc. Punem compound-ul aici, perfectos. Și îl conectăm la putere, corect? Ia uite, bum! Ha! Are putere! Ok? Q. Și bum! Video fabricator, da, te rog. Dude, de ce nu merge? What? Se face... se face rost dacă trec prin el. Mare mă, de ajuns de multă putere ăsta? Este un pic, să vedem. Prea-mi dau seama aici. Trebuie două? Asta de ce se mai conectează altundeva? What? Ok, nu înțeleg care-i treaba cu conexiunea asta. Mai conectez și în altă parte? Ha! Deci asta nu știu. Stai să vedem. Hai, bun. Avem așa. Update-urile sunt aici. Hai să le facem un picuț mai mari. O, uite așa. O, vine deja. Shit, stai, stai, că vine furtuna. Vine furtuna. Unde e aici? Pac, gata. M-am băgat în furtuna. Intrăm și noi aici sau? Ține-am apăsat, gata. Ok, bun. Și avem următoarea chestie. Stai să dăm mai încet și avem următoarea chestie. Și anume. Avem așa. Ah, ce tare! Base building system. Și avem acum un sistem de base building ceva mai altfel decât înainte. Acum văd că sunt toate în jurul bazei noastre principale, adică cea de pe ecran. Așa. Și ne arată aici cum le putem modifica, uite, mișca și așa mai departe. Le-am făcut pe astea mai devreme. The fuck, și ăsta e printerul. Deci acum tot ce faci îți vine sub formă de cubulețe și cubulețele alea le iei și le desfaci unde vrei tu. Uite, îți dă cubulețe de-astea. E interesantos. Uite, iei cubulețele și după aia cubulețele le transformi în ce ți-ai făcut tu, și anume acele platforme, și pe platformă pui diferite lucruri. Nice! Implement on all new power system. Un nou sistem de putere. De energie, de fapt. Da, am văzut că treaba cu arta a fost schimbată la cabluri. E interesant. Așa, the indicator will begin to expand and connect modules will run faster. Nice! Added a new directional power tool, extenders. Putem să extindem puterea cu ăștia. Ioi, ce mișto! Că înainte, asta era într-adevăr o problemă, că trebuia să conectăm, trebuia să facem alte chestii de alea, așa, mini baze. Interaction updates, ok? Ok. Holding Q on a keyboard or I on a gamepad will now open the catalog whether or not the backpack is open. Da, am văzut chestia asta. Deci acum avem câteva noi butoane de interacțiune, ceea ce e absolut superb. Other updates, uite, avem aici generatoarele mici, așa, control panel. Am pus linkul în descriere la tot postul ăsta cu update-uri, dacă vreți să-l aprofundați mai mult. Superb, superb, uite, la vlogurile astea mă uit eu. Bug fixes, o grămadă. Ok, și o să aibă, uite, servere dedicate. Asta vine în a doua parte din 2018, deci anul ăsta, a doua parte. Oamenii o să bagă base building implemented and in progress. Ok, research, pe ăsta le-a făcut.
Terrain. Ok, nice. Naisuleț de naisuleț. Din păcate nu prea îmi dau seama cum funcționează drăcile astea. Trebuie să le fac niște research extins ca să pot să-mi dau seama. Poate îmi dau de pe aici, asta e, să vedem. It's very good to create platform and modules. Objects are stored in the form of packages once completed. Ok, și aici am decât unul. Nu știu exact cum să-l fac pe ăsta să meargă, dar din câte văd, decât o deasta de putere conectată aici, putem să conectăm în partea de jos. Ia stai un pic. Eu am ceva jos aici? Nu pare. Nu pare să am. Aici avem ceva jos? Cole așa? Nu pare nici aici. Dacă, de exemplu, dau control și I, large platform, smelter. Putem să facem un smelter. 2-2 din compound. Ok. Am două compounduri. Am decât unul. Ba nu, am două compounduri. Ok, fă-mi un smelter, te rog frumos. A, nu pot să-l fac aici. Oh, dude. Stai un pic. Punem pe ăsta aici. Cum fac să mut asta? Pot să mut pe asta? Nu. Pot să mut pe asta cumva? Poate dacă o deconectez de la putere? Dacă o deconectez de la putere, merge. Ok. Și acum eu pe asta o punem deasupra. Punem ăsta aici, conectăm la putere din nou. Nu spune că n-ajungi. Come on, dude, nu cred, nu ajunge. Ok. Hai să o luăm așa și să o rotim. Ala este. Boing. Ii, am pus un cap la mine. ce mai fac acum? Wow, se rotește. Se rerotește automat. Ce tare. Și dacă nu pasă aici, stai un pic să vedem. Ok, punem compound aici. Am două de compound, deci le vreau pe amândouă. Uite, mă, au schimbat și grafica de la astea. Jiști! Și acum pot să-mi fac o chestie, da? Deci am putere, am de toate. De ce nu pornește? Stai să examinăm. Da. Fuck is this? Medium fabricator. Regulă. Ce vrem să ne facă? Canistră? Sigur, 40 de bytes. Nu avem energie îndeajuns de multă. Asta e interesant. Ok, deci cred că din cauza asta. Și ăsta e un fel de printer. Este practic imitație unui printer aici. Destul de miștoc. Destul de miștoc. Nice. Aș putea să iau niște energie de undeva? Pot să iau niște energie de undeva? Nu cred că pot să iau energie de undeva. Uite, de aici putem să luăm să facem un research ceva. Vai cât îmi place. Dar unde pun, de exemplu, energia? Vezi, asta e o chestie. O pun pe aici? Nu, că îmi dispare. Ok. Și atunci o punem... Nu, deci aici nu are treabă cu energie. Poate are treabă aici. Stai. Q. Reinvestește cargo drop. Recycle extant package. Pac! Mi-am mai dat două. Deci de fiecare dată eu când vreau optez pentru asta. Ok. Și ăsta la fel, practic. Acestea practic sunt la fel. Îi dau, țin apăsat pe și îmi face platformă. Vai cât îmi place animația, de ce pe aia o ador. După care venim cu asta și îmi face același lucru. Cred. Dacă o conectez la putere cumva. Ok, bom. Dar cum facem noi aici, măi? Asta mă bâzeie pe mine. Zăi! Da! Stai mă, dă-te ca să văd. Da mă, și acum o face, vedeți voi? Ia stai să iau eu ăsta de aici. Ioi. Uite cum face ea. Și printează practic următorul nostru modul. Odată ce printează, îmi ia și din compound. Vai ce interesant este sistemul acum și ce animații frumoase are. Oh, wow. Trebuie să-l testez în multiplayer, neapărat. Când îl testez cu Alin, vă dau de știre dacă și cum merge. Ce mai observ eu că jos, uite, la plante aici, aici era o chestie, uite în partea asta de colea așa de jos la plante, umbrele erau așa cu picățele negre, acum nu mai sunt, acum sunt foarte mișto. Ok, mi-a dat pătratul ăsta, pătratul ăsta îl iau și îl pun unde vreau eu. Hai să punem aici, ăsta e research, uite, ne arată și o iconiță cu un... de-asta, de research, ok, nu-mi vine acum așa că nu-i zic nimica. Pe ăsta îl luăm și îl punem undeva. Acum am făcut large platform, o luăm... Fii atent. O întoarcem și o punem aceea. După care îi dăm use. Ce animație faină.
După care o luăm pasta și o punem aici. Și o folosim și pasta. Ok, deci fiecare modul de ăsta vine pe o platformă anume. Unele necesită platforme mici, altele platforme mari. Wow! Un picuț așa. Oh shit, man, n-am făcut nici jumătate din oxigenul ăsta. Cred că o să trebuie să... Oh shit, oxigen aici. Mamă, ce noroc! Ok, dă-mi-l pe ăsta. Ala este. Și hai să mergem acasă, că nu mai avem mult. Avem 100% la oxigen și cu siguranță voi ajunge până acasă. Vreau să văd cum stă treaba cu acest research. Și musai vreau să văd treaba asta. Bagă! Ha! Ok, îi dăm Q și dăm... ok, bytes. Avem 3700 de bytes în fructul ăsta sau ce-o fi el. I-am dat start. Avem energie. În regulă. Press button to castle research sample will be destroyed. Nu vreau asta. Și acum... ne creează bytes, nu? Hai să vedem aici. Uite, avem deja 120 de bytes. Ne creează la 190 de bytes pe minut. Putem să vedem aici în stânga. Nice! Și acum avem bytes să ne construim și alte lucruri. Very nice! Bun! Aveți linkul în descrierea tot postul cu update-urile astea dacă vă interesează jocul ăsta. Deci e absolut minunat și chiar au schimbat vizual. Deci vă spun, vizual chiar au schimbat oamenii chestii pe aici și acum e și mult mai optimizat. Mie nu mergea atât de bine la toate la Ultra înainte, iar acum merge mult mai bine. Nu știu ce au făcut, dar au făcut spre bine. E de bine. Până data viitoare, v-am salutat!